așa că n-am beef cu orice slav, așa că dă-i, dă-i, dă-i. Bă, Coaie, sincer, nu mă deranjează cu nimica faptul că zici ăsta că sunt irelevant sau că sunt sau că n-am views sau că căcaturi de genul ăsta. Tocmai din cauza faptului că mereu am făcut muzică pentru mine și pentru ai mei, să râdă tovarășii mei, să ne distrăm, să fie caterincă, să trăim viața la maxim în primul rând și să pula mea, cum am crescut așa suntem până în ziua de azi. Vrem să facem caterincă, să facem ștoiuri. Eu vreau să fac muzică la nivel de artă, care nu trebuie neapărat înțeleasă de toată lumea. Mai ales că vreau câteodată să transmit și niște mesaje mai neînțelese de mase. Și nu fac muzică de duzină pentru toți oamenii, în general. Mai fac câte o melodie care să fie pentru toată lumea, cum a fost A.E., cum a fost Palamande, cum sunt hiturile pe care le-am făcut știind că o să spargă algoritmul ăsta și că o să ajungă în trending și că o să ajungă așa din cauza faptului că așa le-am gândit din start. Când am făcut melodia Palamande, m-am gândit că trebuie neapărat să fac niște lucruri care în momentul acela erau relevante. M-am gândit că dacă o să zic niște lucruri pe care vreau să le transmit, care să intre în subconștientul oamenilor, trebuie să zic și niște lucruri care la suprafață să pară ignorante, ca să atragă privirile și să zică lumea, mamă, uite ce a zis ăsta, dar acolo sunt niște lucruri foarte deep, pe care am reușit să le transmit într-o piesă care e cumva hit și e cumva comercială din simplu fapt că a ajuns pe unul în trending, că a ajuns să fie așa de cunoscută și de mare. Dar acolo au fost niște mesaje. Câteodată fac și chestia asta, câteodată fac și hituri, câteodată fac muzică și pentru mase. Dar în mare parte eu fac muzică pentru mine și pentru frații mei și să transmitem ce trăim cu adevărat. Cam asta, nu mă interesează views-urile pentru mine nu sunt nimic. Pe lângă asta sunt un om care e și axat pe... Nu mă consider neapărat un simplu artist, un cântăreț, fac muzică și atât. Mă consider o personalitate și o energie care vrea să se exprime în univers prin multe, multe forme de artă. Până și prin simpla mea existență, prin faptul că mă mișc cum mă mișc și unde merg cu frații mei și unde intrăm în orice cameră, intrăm, se schimbă vibe-ul și aducem mereu distracția. De mici am fost așa și am adus mereu distracția cu noi și am voia bună și vibe-urile bune. Cam asta am vrut să fac. Pe lângă asta... Sunt pasiunea mea reală, e mai mult sunetul în sensul de aparaturi audio, după cum ați văzut că și postez mult asta, mix, master, chestii de genul ăsta. Asta e pasiunea mea adevărată. Cântatul e a doua pasiune, sincer, vă zic că e prioritară sunetul ca și sunet în sine, ca și mix, ca și compoziție muzicală, ca și chestia asta e o pasiune mai mare decât muzica. Muzica, nu neapărat cântatul, m-a pasionat în ultimul an mult mai mult asta, gen sunetul și sound engineering și producție și compoziții și inginerie audio și aparaturi. Dar mă pasionează și lirica și scrisul și crearea de concepte și flow-uri și dume și chestii, dar nu așa mult, mai ales în ultima perioadă. Eu am perioade și perioade, sunt super schimbător. În schimb, eu vreau să cred că nu sunt un simplu artist, sunt o voce a generației mele și sunt un om care exprimă ceea ce trăiește în fiecare zi și în mare vreau să spread joy și bucurie și pozitivitate și să schimb cumva realitatea oamenilor care n-au încredere în ei, care nu înțeleg că dacă tu crezi în tine și crezi că poți face ceva, orice e posibil. Asta e în mare viziunea mea asupra vieții mele, ceea ce vreau eu să fac. Pe lângă asta, mulți zic că parcă erai pozitiv, parcă te dai pozitiv, parcă nu știu ce, că nu te bagi în certuri, în bifuri. Vreau să vă zic faptul că eu în ultima perioadă am realizat faptul că trebuie să-mi accept și umbra. Și eu când eram mic, eram foarte, foarte rău, aveam o răutate în mine pentru că eram condus de umbră până la 17-18 ani. Eram, în jurul meu era jale, făceam numai căcaturi și gen, era mult mai impulsiv, mult mai rău, mult mai pula mea și am făcut multe chestii pe care le-am regretat, dar ulterior le-am iertat și consider că au fost iertate și de mine și că de către univers și de karma prin faptele bune pe care le-am făcut ulterior și faptul că am înțeles. Nu eram așa înțelept pe vremuri, dar după
ce am renegat toată partea aia negativă și umbra mea, am început mai mult să fiu doar pe partea bună. Și mi-am renegat umbra și nici asta nu e bine, pentru că nu există echilibru. Eu trebuie să găsesc echilibru între ele. Și nu aveam înțelepciunea asta mai de mult și acum de curând am început să o am. Și trebuie să las și... Nu pot să mai las oameni să se pișe pe mine în viața mea, că despre asta e vorba până la urmă, că e și vorba aia cu să întorci obrazul, ca Iisus Hata, că dacă cineva îți vrea rău, întoarce obrazul. Am făcut chestia asta foarte mult și m-am abținut cât am putut și am vrut să fiu blând și chestii de genul ăsta, crezând că, bă, dacă eu fac bine, o să se întoarcă bine. Da, numai că dacă îmi reneg umbra și nu las și nu stand up for myself, și nu mă apăr și las pe tot să calce pe mine doar pentru că sunt eu blând și că pula mea, nu e bine nici așa. Și de-aia nu e bine să fii doar pozitiv, trebuie să îți accepti și partea negativă. Și eu asta încerc să fac și asta voi face, echilibru. Dar în mare niciodată nu m-am lăsat afectat de vorbele oamenilor. La început, când am dat de faimă, a fost totul bine și frumos, nimeni n-a zis nimic. Mai încolo, brusc, toți s-au switch-uit și au venit să îmi înjure și să facă chestii de-astea care pe moment m-au afectat. Dar acum învăț să fiu foarte disciplinat, foarte echilibrat. Nu mă mai las afectat de niște vorbe, mai ales a cunoscuților, a necunoscuților. Și nu mai au în considerare nimica din ce nu e real, ce nu e în realitatea mea reală. Ce e pe net e ca o joacă, e ca un film, e ca o poveste, nu-i nimic real pe net. În realitate, acolo vedem ce și cum. Știi ce zic? Acolo se vede realitatea. Că pot să vină unii să mă înjure pe net, dar dacă ar fi în fața mea, n-ar zice nimic, ar zice să trăiți, domn comandant, așa mi-ar face. Știi ce zic? Și da, o să fac muzică în continuare, fără nicio așteptare. Nu mă interesează views, mă interesează să transmit unor oameni care relaționează cu anumite mesaje, anumite chestii. Și asta a fost de la început, așa a fost de la început, de la Maktub. Am avut piese care au prins la mase și au fost piese care oamenii normali nu au relaționat. Adică, nu normali, majoritatea nu a relaționat cu anumite lucruri, pentru că nu am avut neapărat trăiri obișnuite și am trăit niște chestii pe care nu mulți le-au trăit și nu poate relaționa oricine cu ele. Poate să fie lumea curioasă de ele, să vrea să vadă, mai ales oameni care n-au trăit așa ceva. Cum bogații sunt foarte, cumva caută să vadă cum e sărăcia și săracii caută să vadă cum e bogăția. Și despre asta e. Ca să încheiem într-o notă caterincă și bună, sunt două reguli în industria ceasurilor. Cel puțin, nu știu dacă îl știe cineva pe expertul de ceasuri Nico de pe YouTube. Eu mă uit la el că am vrut să aflu mult mai multe chestii despre asta de vreun an încoace. Sunt două reguli principale. Niciodată să nu pronunți H-ul din Hublot și niciodată să nu porți un Hublot. Am mâncat bine. Și-ți propun să mergem toți la Gojira în podcast. Să facem toți cinci un podcast împreună, frumos, organizat. Nu cumva să credeți că îți face cineva ceva sau că suntem bulangii sau că nu știu ce, civilizat, argumentat, să fie ca un podcast de argumente în care noi doar discutăm ce ne-a deranjat pe fiecare, să zicem pe față părerea noastră, ceea ce ai făcut tu de la început până la final, tot să o dăm pe față, tu să argumentezi de ce noi suntem bulangii. Propun să mergem toți la Gojira în podcast, să facem toți cinci un podcast împreună, frumos, organizat,
nu cumva să credeți că îți face cineva ceva sau că suntem bulangii sau că nu știu ce, civilizat, argumentat, să fie ca un podcast de argumente în care noi doar discutăm ce ne-a deranjat pe fiecare, să zicem pe față părerea noastră, ceea ce ai făcut tu de la început până la final, tot să o dăm pe față, tu să argumentezi de ce noi suntem bulangii, de ce noi suntem ăia mincinoși și falși și irelevanți și cum zici tu. Hai la Gojira că omul e deștept, știe, facem și o psihanaliză acolo, ceva o dăm, îți descifrăm și psihoza, vedem și poate aflăm și se dă pe față și vede și lumea că ești un narcisist și un sociopat nebun care își schimbă grupul de oameni din 5 în 5 minute pentru că trebuie să fie tot sub el. Dacă nu accepti și nu vrei, facem cum vrei tu. Spune-ne tu un loc, un podcast, un live, un loc unde putem să facem ceva. Cu un om care e imparțial, care poate să ne pună întrebări tuturor, să luăm și noi de la început tot ce s-a întâmplat cronologic, să ne spunem părerile, să fim odată pentru totdeauna toți sinceri, ca să vadă și lumea care e situația. Dacă chiar îți dorești că e propunerea ta, acum te dai la fund sau ce? Come on, bre. Da, nu coaie, că am dat verdictul prea târziu, ne-am hotărât prea greu, omul deja a expirat oferta, s-a pus să facă album sau astea. Nu mai, nu se mai poate. Pula mea, ce să zic, nu i-am vrut. Yo, salut, am văzut shout-ul pe care mi l-a dat Asteca. Ca să fiu mediator al discuției dintre el, Amuli, Rava, Nane și Ian, ar fi foarte tare dacă ar veni și Free Look sau Oscar pe de cealaltă parte. Eu încerc să fiu cât mai imparțial, mie îmi plac toți băieții ăștia, înțeleg că sunt tensiuni între ei, n-am absolut nicio problemă cu asta, pot să înțeleg și tensiunile. Și dacă facem asta, din punctul meu de vedere, I'm in. Dacă facem asta, o să încerc să fiu cât de imparțial se poate. Și o să încerc să și produc evenimentul ăsta, ca să zic așa, să-l filmăm, eventual îl facem și cu public, nu știu, nu-mi dau seama. Dar în principiu, I'm in. Bă, Vere, facem podcast, vorbim doar noi dacă vrei, dar ne trebuie un loc în care să fie camere frumos, să vadă lumea bine, să se audă clar. Ne putem certa, ne putem înjura, ne putem pula mea, ce vrei tu să facem? Doar haide, că ți-o dai la întors, propui ceva, ți-o dai la întors, după zici că, a, că nu, după că o tot dai la întors în continuu, în loc să accepti să o facem oricum ar fi. Unde vrei să o facem? La restaurant? Hai aici undeva la un restaurant și pui tu camera și nu știu ce pula mea, dacă tot. Nu e vorba de asta, era frumos într-un mediu în care aveam un moderator imparțial care punea întrebări. Băi, tu Iane, spune-ne părerea ta, băi, tu ăsta, spune-ne părerea ta, băi Nane, băi Amuli, ia ziceți voi ce părere aveți, de ce? Ne luam, pula mea, ne vorbeam unul altuia, băi Iane, uite, tu ai făcut asta, asta, ai pretins, ai mințit, ai făcut pe piese, te descarci pe noi, minți că pula mea...